Gromach, târgul pentru tractoare, utilaje, mașinării și tehnologii agricole, și-a deschis porțile în Antalya Anfash Expo Center până pe 14 octombrie. În cadrul acestui eveniment găzduit de Turcia, vor fi prezentate cele mai noi tendințe în tehnologiile agricole. Participanții vor avea ocazia să se documenteze despre interconectarea inteligentă a mașinilor cu digitalizare din industria agricolă. Colegul meu Bogdan Tudor se află la acest important târg agricol internațional, de unde va prezenta detalii și informații legate de viitorul agriculturii mondiale. AgroTV participă alături de alte televiziuni de profil din Europa de Est la Gromach. Gromach este un târg din Turcia, unde se adună toți producătorii de echipamente pentru agricultură. Vorbesc aici de la, eu știu, fertilizatoare, mașini de împrăștiat gunoiul, pluguri, apoi multe, multe altele piese de schimb. Să știți că este un târg destul de mare și că aici suntem împreună cu colegi din multe țări din Europa de Est care reprezintă televiziuni, este vorba de AgroTV Moldova, AgroTV Serbia, AgroTV Bulgaria, AgroTV Turcia, bineînțeles, cei care ne-au invitat aici și mulți alții. Și pe parcursul la câteva zile voi filma și vă voi prezenta ce interesant la un astfel de târg în Turcia. Turcia fiind o țară din afara Uniunii Europene, cred că sunt interesați de a intra și pe o piață cum este cea din România și din Uniunea Europeană. Așa că ne-a invitat și noi deja colaborăm cu ei, având clienții comuni. Până una alta însă de aici, din Antalya, din la Anfash Center, Gromach, târgul de agricultură desfășurat în perioada asta. Aici Bogdan Tudor, director AgroTV. Aici, în Antalya, în Turcia, am venit să reprezentăm țara noastră și să reprezentăm agricultura din Republica Moldova pentru a le vorbi celor de aici despre piețele de deschidere din Republica Moldova și despre oportunitățile pe care le au ei în Republica Moldova. Da, Turcia este o țară mare, dar să nu uităm că Republica Moldova este o cale de deschidere pentru toți, și către est și către vest, inclusiv pentru avantajele pe care le are Republica Moldova pentru Uniunea Europeană. Ne bucură că avem aici în Antalya colegii din România, de la AgroTV România, și avem un parteneriat foarte strâns cu fiecare este în creștere.